Eu am mai dat celor care citeau, nu doar că le-am dat cartea, dar le-am dat pe parcurs. În carte sunt niște portrete, nu toate lucrurile sunt de toate personalitatea analizată, dar am folosit niște portrete, am scris niște portrete, câteva, cam 5 despre designeriță și 2 fashion editors. Și le-am, dintre astea 7 portrete, 3 au fost citite de cele despre care scriam. Nici n-au indicat, dar nici s-a așteptat la ceva, vreau obișnuite să fie promovate de media internațională, au fost intervievate de BBC, New York Times, tot felul de chestii. S-a așteptat la ceva mult mai spectaculos. Eu aveam, cum am început business-ul, ce fel de pregătire au, cine ce cred, ce spun, e nimic s-a făcut așa. A fost ok de acolo, dar nu. Plus, și cine citea cel mai bine englesă, erau avea 25 de ani și era foarte dezamăgită, fusese la, era prima din clasa de modă, curs de modă de, nu știu, de 2 ani, ceva de genul ăsta. Terminase prima și fusese făcut să-mi intră și la VACO, care e cea mai mare, urcând de Armani, în Turcia, ceva de genul ăsta. Și s-a așteptat să fie, să-i fie oferit job acolo, tocmai să eliberase o poziție și știa, adică a știut clar că a fost refuzată pentru că curta era acoperită. Ei, și eu am scris chestia asta în portretul ăla despre ea și mi-a zis că a fost deja o dezamăgire foarte mare pentru ea, nu prea trebuia să mai spun. Dar mie mi s-a părut că eu asta încerca să subliniez cum intră, ies în moda, e o sferă culturală seculară și stăpânită de secular și e o control al intrărilor sau ieșirilor din genul, tipul ăsta de sector cultural. Asta vreau să subliniez, i-am explicat, dar... Adică mi-a zis că era mai interesant dacă explicam cum i-a terminat prima acel curs de mod. Deși scrisese în anul, aia era prima chestie. Cât de mult îi plac hainele, cât de mult creează, cât de multe chestii are acasă, din la... Ea n-a profesat mai mult de 6 luni, ți-a mai dat. Deci asta ar fi. Dar am primit, când am avut întâlnirile astea în Istanbul, deci nu au participat chiar pentru prezentarea noastră engleză în Ankara, am avut un public, fete, tinere, femei, care poartă. Și au, adică tot ce am spus eu, a fost validat. Nu era nimic aiurea, nu era nicio interpretare aiurea. În modul ăsta în care sunt eu un grup, a devenit un grup aparte, sunt și marginalizate și promovate. Direct nu sunt promovate, sunt criticate foarte tare, dar politic sunt susținute. Pentru că intră pe aria asta culturală, care era până atunci clar secular. Și au intrat nu doar ca sunt prezente, dar se duc la... În Istanbul, cel mai poș cartier, unde au toate brandurile mari, toate casele de modă, gen Armani, cine cu chestiile astea, sunt prezente, sunt câteva care vin din familii foarte din elita politică și economică sau deci și-au deschis buticuri. Și asta e efectiv, ți-ai pus steagul în the very center of fashion în Istanbul. Că sunt huiduite pe stradă, că intră în magazin și le văd că sunt acoperite și ies, asta e riscul pe care ți le asum, da? Sunt intrate acolo și ăla sunt cu sprijin politic. Copeția asta
Și sunt lângă el, lângă voi, lângă așa a fost. Asta a fost de la început strategia celor care au deschis afacerea asta, să fie poziționați în o revistă de modă, nu ca o revistă a comunității religioase. Așa revistele alea erau. Personaj celebr în Turcia.
E prima cumva fashion icon în Turcia. E acoperită, dar se acoperă în un fel care în 60. Ați văzut filmul la Vacanță la Roma? Vacanță la Roma. Unde actrița poartă o basma. E, tipa asta care era musulmană practicantă. Ea modelul ăla, dar pentru că dacă ai un păr ăla pentru bărbați și atunci simulezi chestia asta cu un fel de bureței. Asta e o explicație. Explicația a doua e că estetic vorbind îți permite, dacă faci cât mai înflată, din hai, cum se numește, sau ninja, nu știu ce secundare. Dacă faci cât mai mare, modelul la așa se vede foarte frumos. Și atunci sau poți să o modelezi așa, o așezi foarte frumos. Și erau două. Ei, telenovela asta prima care apare în Turcia e ecranizarea acelei cărți. Tocmai pentru că ATP-ul era la putere până atunci am putut să se ecranizeze cartea. Care e așa super, tot ce e secular, e depravat, e exact un model la vesticitate, dar înseamnă depravat în anii 60-70 discursul de atunci. Și apare prima oară acoperită, dar nu era acoperită cum s-a acoperat șurile, că ea era demontată. Și toate filmele astea, mă rog, cu reclame, pentru că încercau să-și promoveze propriile produse. Ăsta a fost arătat și în Bosnia și, da, nu știu dacă e vreo legătură directă. Ideea e că, de ce știu eu, da, piața de desfacere pentru filmele astea sunt țările arabe, Golful Persic, dar un anumit de haine, pe toate le văd. Sunt lucrate abaia, e chestia de zona aia, haina lungă, largă, neagră. Și asta are trenduri, sunt trenduri, anul ăsta e o anumită poderie, o, nu știu, o spătură aici, nu ridică, dar ăla e trendul. Chestiile alea le vedeau foarte bine, pentru că în zona aia nu mai e șarpele astea super colorate, asta e un stil turcesc. Deci se extinde foarte mult, adică se poate extinde, dar de multe ori se adaptează la piața. Pentru că în zona unde vor să meargă nu sunt foarte neapărat haine largi. Dar Balcanii au, pentru că ai ATP-ul, încearcă să revii zona de neo-otomanism, de refacere a zonelor care au pațit cumva Imperiul Otoman și zona asta de Balcanii e favorită, au investiții financiare foarte puternice și state investește acolo, școli, tot fel de fundații. Și odată cu investiția asta se duce și motivul ăsta de îmbrăcăminte, care nu e în legiu ca cum se îmbrăcau musulmanii la practicanți acum câțiva ani. În Irak, în zona kurdă din Irak, dar ai și curs care sunt practicanți și au ăsta de haine, iarăși era o zonă care făceau afaceri. Dar și aici adaptau, adică acolo le făceau mai modeste decât în Turcia. Mai îndărbuțe, mai... sau... nu știu, tot timpul i-au adaptat, să se duce. Dar nu am terminat în asta legătură cu telenovele, mai degrabă are legătură cu cum Turcia se extinde cultural și politic. Da, e soft power. Adevăr, telenovelele sunt soft power, dar mai degrabă mult. Mă bucur că este semnal de comunitate în ceea ce e cam așa. Poate nu știu ce cu haina asta care e și haina asta. E clar. Dar nu poate să fie în țară ca tine așa. Este și povestea de ceva și ce se
Când vrei să arată? Hai să vedem, că se poate că le găsim o hotel. Arată bine, după asta, dar să cer ceva la urmare. Deci, după aceea, în esență, practicante sunt extrem de bine. Chiar ai să lucra la urmă, fac și mult. Una iar și una dintre discuțiile astea de intragrup, când ele se tot ciondăneau între ele sau își spuneau problema, bă, ce facem, cât facem, cum ne mergem, ce ne deranja era că sunt multe liceene, cei care le trimiteau fotografii, deci ele aveau concursul alea, cum e hainele mele și le combine, asta era o chestie, dar își trimiteau fotografii și ziceau, poți să-ți schimbi model, adică poți să fii manechin pentru hainele alea. Era un plan pe care ele le deschiseseră, fiind propriile manechine, ca să evite critici și să arate că de fapt ceva ok, că stăteau seamele și poziții mai ok sau din contră, vedeau că mergeau mai iurea și creșteau. Dar nu e un tip anume, adică nu trebuie să fie, nu știu, canonele tale de frumusețe, nu ți le știu, dar pur cine poți să vrea să facă chestia asta? Dar nu erau lăsat, deci aia era, încercau să le descurajeze și mai ales workshop-urile pe care le făceau. Deci cumva ca să normalizeze prezența lor și să o legitimeze, mergeau, mare parte din ele erau din, fuseseră la licee religioase. Studiaseră la genul ăsta de licee și se întorceau în liceele alea și prezentau afacerea, cum poți să înveți chestii, cum poți să ții profit, dacă sunt niște limite morale, deci se legitimau pe ideea de estetică, de etică. Dar ce lucruri mai bine faci la piețele? Prima dată femeile care vreau așa ceva. Vreau așa ceva. Femeile care vreau așa ceva. Tipul ăsta de modă. Nu știu nimeni, ce vreau chestia asta. Și nu există vreo pattern, femeile care își vreau chestia să fie altfel decât alea care face-o apoi. Cred că ei religiozitatea exprimată diferit, iar ele din
fac genul ăsta de afaceri și sunt super fashionista și au blog-uri și au tot felul de chestii. Ele vin foarte tare și asta e foarte clar susținut în public, ca genul acesta de exprimare a religiozității, să fie cunoscut ca exprimare a religiozității, să nu fie condamnat ca victime ale modei, să fie recunoscut și poate că sunt religioase. Dar aia e o dezbatere care a început în anul 90 cu până cu ce e acel prim, acea primă defilare. O perioadă a fost un fenomen care ținea de super elită, pentru că erau foarte puțini care conduceau din asta super flamboiante. Ori acum e pe stradă, este tot tinerele care ies de la liceu, de la liceul ăsta de jos, sunt îmbrăcate. Da, așa. Vreau putea spune că e cumva din cauza că oamenii ăștia de vin din clas? E legată și de, da, de... De emancipare economică. Da, da, da. Emancipare economică, că asta era doar în casă patriarcală. Deci, ele... contribuția lor în sfera estetică. Nu contestă decât singura contestare directă e pe ideea asta. Nici ei din Coran nu scrie exact cum să te îmbraci. Și acceptați-ne și stilul ăsta nou, care e modelat pe la vechi și noi suntem suficient de religioase cât să știm să păstrăm limite. Dar mai e o chestie, și asta am văzut acum, în 2019, când am fost din nou la Istanbul, câteva din femeile astea tinere care am vorbit eu atunci, nu mai sunt, nu mai fac, au ieșit din sfera asta și au motivat-o etic. Tocmai pentru că moda presupune inovare și presupune să atragi atenția, generațiile sau cele care au intrat după ele, un pic prea tare, de ies destul de mult din sfera religioasă, devine foarte condamnabil, dar devine condamnabil și de, și nu e doar de generații, deci persoana cu care am avut discuția asta acum, o lună, când am cunoscut-o, avea 21 de ani, acum are sub 30. Nu e neapărat de vârstă. E de cum te poziționezi tu și ce vrei să faci. Și e o condamnare foarte bună. Asta era altă expresie. Am mai întrebat când a fost, mai e și cucărița, mai face nu știu ce. Nu că ea e o foarte de calitate și acum lucrurile s-au degenerat și atunci a ieșit. Cele sunt limite pe care cumva și le pune fiecare. Dar și le pune și în funcție de lucrurile pe care e din în altă societate islamică, e Erdogan, e bunchisul, nu vrea ce nu zic în lucru. Ea și cam permite orice, tocmai pentru că e... Adică, în poza asta, el nu mai poartă boneta aia atât de sus. Și e criticată de ani de zile, dar nu îl interesează cu care au gestul. El face haine, are afacere, dar nu depinde de chestia aia. Deci, critica nu e așa. Nu afectează atât de tare, poate să facă orice. Și eu aici eu am pus o chestie adică foarte apropiată de că așa era stilul atunci când am cunoscut-o eu, dar ultima oară când am văzut niște poze pe Instagram, avea la Londra, cărzii, avea o cușoară atât la cap, dar ea avea o cușoară asta în cap, avea așa capă de sub, avea are și super mulți bani și mă putem intră ce. Și ochelarii erau fără lei, erau doar ramele. Asta era deja spre artă, dar în momentul în care a postat chestia asta, reacția a fost din partea aia religioasă, ce treabă mai are asta cu... Deci deja e selectat, dar pe ea nu te la așa. Și bărbații ce spune? Și am întâlnit eu și ce am discutat, eu eram foarte mulți bărbați. Mai degrabă, și pentru că iarăși eu de fiind măritată, nu prea eram scoasă lumea bărbaților lor, eram ținută. Că mă întâlneam cu ele, dar mă întâlneam fie din atelierele lor, fie acasă în sufragerie și nu vedeam niciodată partea masculină. Dar pe segregarea de harem, nu reușim să la un părcum. Tu stai în haremul ei, nu e șau. Sunt spațiu intim și sufragerie, spațiu public, eu acolo am acces.
cea cu care am fost cea mai bună prietenă acolo, am stat la masă cu bărbatul și n-am nicio fisă și n-am căzut pe spatele. Deci, foarte puțin acces la părerele bărbaților și ăsta era împărțit. Și era discuția cât de mult nici și aici a fost ușor de discutat, pentru că amândoi erau super clienți în engleză, erau educați la Londra. Ea făcea, dar avea clasă de sus și ea avea casă de modă, dar făcea mai mult mulți petreceri. Și asta îți permite să fie super decoltată, pentru că veneau acoperitorul la... sau le făceau părea, dacă era rochea de mireasă, acoperit totul, dar mai era și varianta mai descoperită. Și el era critic cu ambele, și cu alea pentru destinată public feminin și alea destinată publicului larg. Era discuție tot timpul legată și de materiale, de gros, super încărcat, așa și strălucitoare, deci tocmai pe ideea că îți la mulți arăți comăția, mai degrabă dai, faci, faci pomană. Deci, era și de stil, efectiv de estetică, dar era și pe ce fel de haine pe unul vedeți că sunt mult prea opulente pentru și termenul susulmane, un termen care e folosit acum, nu forță să-ți dau categoria, dar sus, se scrie S-U, dar azi e sus, nu. Suslemen înseamnă a te împodobi, da? Te face așa ca pomul de Crăciun. Susulmane e și combinat era două cuvinte, dar nu erau pentru oricine, mai greu pentru ea. Parveniți? Nu parveniți. Mă rog, ești parvenit. E cei care își arată poliție. Dar nu e doar de parvenire, e de... Tu ce am tot timpul cea mai bună modalitate de a explica. Deci ai avut de cei care lucrurile seculare au dominat, ai acum un fel de revanșă a celor religios conservatori, și revanșa asta vine la pachet și cu îți arăți bogăția. Dar e condamnat din punct de religios. Și termenul ăsta nu se referă la parvenire, mai degrabă critică, nu parvenirea asta în sensul nostru, ci mai degrabă aia când nu mai ești atenție. Nu, e ce este cu religie. Și condamnat, dar nu și acceptat. Nu sunt acum.